Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC. Pentru cei care urmăresc podcastul, știu că nu e vorba de un institut de cercetări în niciun domeniu, dar astăzi am lângă mine un om de știință care ne va da informații gratis despre lucruri care costă, că de la asta vine IGDLCC. Bine v-am găsit! Eu bine v-am găsit! Alături de noi este Vlad Zografi, care este doctor în fizică atomică. Doctor în fizică. Și scriitor. Da, scriitor și doctor în fizică. Și dramaturg. Păi, dramaturgii sunt și ei scriitori, dar acum scriu proză. Mm-hmm. Și am zis corect curator al... Coordonatorul seriei de știință. Serie de știință de la Humanitas și le mulțumim celor de la Humanitas care ne-au trimis o listă întreagă de cărți foarte interesante. O să vedem cum facem să ajungă și la oamenii care ne urmăresc. O să și vorbim despre câteva dintre ele, pentru că dacă tot sunteți coordonatorul colecției, știu că vă pasionează mai mult scrisul decât partea asta de... Bun, nu. Sunt scriitor, dar am studiat fizică și cred că am studiat-o corect și e important ca să există un raport între cultura umanistă și cultura științifică. Acum vreo 70 de ani a apărut un articol celebru despre cele două culturi. Și ideea era că oamenii, mă rog, umaniștii, n-au habar de chestiuni elementare care țin de știință. Păi și neadevărat? Da, e adevărat. E adevărat, asta e valabil nu numai pentru umaniști, e valabil pentru publicul larg. Și chiar cunoașterea principiului al doilea, al termodinamicii, era echivalat cu cunoașterea lui Shakespeare. Atunci, dacă n-ai habar de principiul al doilea, e ca și cum n-ai avea habar de Shakespeare. Uh-huh. Cred că e important pentru un om bine construit pe dinăuntru să aibă idee și de niște noțiuni de știință. Păi și de aia v-ați făcut doctor în fizică ca să vă apucați de scris? Nu, lucrurile sunt mai complicate, dar asta e o altă poveste. Eu am studiat fizică pentru că eram în o altă perioadă decât cele pe care le cunoașteți dumneavoastră și atunci să fac filozofie ar fi fost, delicat. Filozofia însemna atunci un marxism îngust, însemna ideologie. Și atunci am ales să fac fizică din curiozitate ca să înțeleg ce putem cunoaște, care sunt limitele cunoașterii. Să spunem din curiozitate mai ales filozofică. De asta am studiat fizică. Și până sigur mi-am făcut treaba onest ca fizician. Faptul că sunt scriitor e un lucru pe care l-am hotărât cu mult înainte să intru la o facultate. Pentru cei care ne urmăresc așadar, cred că v-ați lămurit că avem un invitat mult mai deștept ca mine. Spun de obicei chestia asta. Nu spuneți asta, pentru că el nu se știe. Cu siguranță, pentru că mai am chestii aici. Adică a publicat articole de fizică atomică, teoretică în Physical Review, Physics Report și Surface Science. Da, adică sunteți un om foarte bun de știință, dar... Mi-am făcut treaba cinstit, hai să spunem altfel. Mi-am făcut treaba cinstit. Asta e tot. Dar v-am ascultat recent într-un audiobook, pentru că mă bucur că la Humanitas se fac și audiobook-uri. Da, e foarte frumos. Cum să fii fericit în România și aveți o povestioară foarte interesantă de la Revoluție. Nu mai țin minte, s-ar putea, am scris multe povestioare, dar nu mai știu care... Ați trecut repede pe acolo și mi s-a părut așa, ok. Nu vreau să le dau oamenilor spoilere, vă încurajez să ascultați și audiobook-uri de la Humanitas. Și orice fel de audiobook, dacă găsiți în limba română, nu sunt foarte multe pe Audible, le veți termina destul de repede. Însă mi-am propus să aduc aici invitați, nu doar mai deștepți ca mine, ci și oamenii din domenii un pic diferite. Nu cer să vă dau periuță de pomană, cu siguranță sunteți mai deștept. Vă repet, trebuie dovedit. Nu mi-am propus să vă dau un test de cultură generală, pentru că ar trebui să fiu... Însă, fiind și coordonatorul, chiar dacă vă pasionează mai mult scrisul, dar fiind coordonatorul colecției de știință de la Humanitas, vedeți și citiți foarte mult, sunt convins. Sunt obligat, da. Și cred că știți cam pe unde suntem cu literatura de specialitate, dar și cea pentru noi ăștia care nu suntem doctori în științe și care poate că am vrea să mai învățăm, să mai aflăm câte ceva. Cred că știți și pe unde este un pic lumea. Bun. Pe unde e lumea asta e greu de spus. Pe unde e cunoașterea? Avansăm? Adică chiar avansăm în știință, în cunoaștere? Umanitatea avansează? Sigur că da. Întotdeauna. Trebuie să recunosc că în seria de știință de la Humanitas am privilegiat fizica. Adică sunt mai multe cărți de fizică și cosmologie. Asta e adevărat.
Dar am privilegiat și alte lucruri, am privilegiat de pildă neuroștiințele, pentru că mi se pare că astea sunt două domenii care au importanță copleșitoare acum. În privința fizicii, în momentul ăsta, ca să simplific radical, fizica teoretică trece printr-o criză. Și criza ține de faptul că se construiesc teorii, dar teoriile sunt dincolo de posibilitățile experimentale de a testa. O teorie e o construcție, e o construcție matematică. Unul din criterii e eleganța ei. E un criteriu la care fizicienii teoreticieni țin foarte mult. O teorie bună trebuie să fie o teorie elegantă. Ce înseamnă elegantă, însă e un lucru mai complicat, pentru că ce îi se pare unuia că e elegant, altuia poate să îi se pare că e neelegant. Okay. E un criteriu relativ subiectiv, dar în momentul ăsta nu sunt teorii fundamentale recente care să fi fost testate. Vă dau un exemplu. Higgs, un fizician englez care a ajuns până la urmă celebru pentru că particula pe care el a prezis-o a căpătat un nume straniu. Sau particula pentru că și-a imaginat-o în teorie și a demonstrat-o în practică. Da, el a construit o teorie în care a introdus povestea asta pentru că avea nevoie. Asta se întâmplă în 60, la începutul anului 60. Când nu avem acceleratoare la CERN. Iar particula Higgs a fost descoperită 50 de ani mai târziu. Iată. Adică, ce vreau să spun e că modelele teoretice care se construiesc pot fi frumoase și elegante, dar asta e o chestiune subiectivă, dar testarea lor întârzie. Și costă. Da, bineînțeles. Da, sunt sume enorme. Și totuși ne trebuie. Ne trebuie pentru că omul e curios. Dar aici, dacă ați adus în discuție chestiunile astea legate de știință și eu le-aș aduce în discuție și pe cele legate de tehnologie. Oh, bine ați venit! Da, trebuie să vă spun că am constatat un lucru interesant. N-are rost să vorbesc despre dezvoltarea explozivă a tehnologiei. Asta e un lucru evident, să știți mai bine decât mine, mult mai bine decât mine. Eu nu sunt foarte la curent cu chestiile Eu sunt la astea. Curent cu chestiile care ies de pe bandă de asamblare. Noi sunteți la curent cu ideile care vor defini tehnologia de peste poate 50 de ani. Că vorbeam mai devreme despre particula lui Higgs, să le dăm oamenii un pic de context, că... Încercăm să traducem și pentru cei mai tineri. Da. Explicați dumneavoastră un pic ce cu particula da, lui Dumnezeu, cum mi s-a spus. Într-un model al particulelor elementare, era nevoie ca masa particulelor să apară cumva în modelul standard. Masa particulelor nu apărea de nicăieri. De ce au obiectele și masă? Și atunci Higgs a avut ideea de a introduce un câmp al cărui efect e de a da masă particulelor. De a da masă diferită de zero particulelor, anumitor particule. Asta era o idee, bun, pe care a fost mai curând o intuiție și ea s-a potrivit în construcția teoretică în anii 60. Că nu aveai atunci posibilitatea să testezi existența câmpului. Câmpul în fizica cuantică, fiecare particule corespunde un câmp. Esențial, că ea nu stă pe loc. Da, dacă vreți. Ori particula Higgs, care are în spate câmpul Higgs, câmpul Higgs e cel de interes teoretic, a fost pus în evidență abia în 50 de ani mai târziu, la CERN, în Elveția, la acceleratorul de particule. Practic, trebuie să accelerăm niște particule cu viteza luminii și să se ciocnească. O viteză foarte apropiată de viteza luminii, particulele se ciocnește și atunci observi ce se întâmplă în urma ciocnirilor. Asta e, de fapt. Și acolo, la CERN, practic, oamenii de știință, după ce au cheltuit enorm de mulți bani, au venit și au spus, da, Higgs a avut dreptate în teorie. Da, da, asta a confirmat și norocul lui Higgs e că el avea vreo 30 de ani când a construit teoria. Norocul lui Higgs e că a fost longeviv, că a apucat să primească premiul Nobel. Adică, în mod normal, premiul Nobel nu se dă postum și atunci, sigur că trebuie să fii longeviv. Adică dacă acum, să spunem, un tânăr are o idee remarcabilă și construiește un model care se va dovedi, cine știe când adevărat, el trebuie să parieze pe longevitatea lui. Acum întrebarea este dacă tot am descoperit particula asta Higgs care dă și câmpul Higgs care dă masă obiectelor și știm de ce obiectele acum au masă și științific și am și testat, putem să facem ceva cu chestia asta. Nu știm când. O să vedem. Da, asta e o chestie pe care nimeni nu o poate prevedea.
Adică, dar aici, să revin la ce începusem să spun despre știință. Acolo vreau și să ajung, la partea asta de, spre exemplu, din cercetare, vin tot felul de idei din astea noi, pe care apoi le vedem transformate în tehnologii. De aceea v-am adus un pic înapoi. Pentru că mai avem idei foarte interesante care au fost aduse apoi în tehnologie și unele dintre ele stau de pomană, cum este calculatorul cuantic. Că și Google l-a făcut unul și scrie mare pe site. Avem un calculator cuantic, spune-ne ce vrea să faci cu el. Că ei nu știu ce să facă cu el, pentru că nu funcționează ca un PC obișnuit. Puțină lume înțelege că și imaginează că un calculator cuantic este doar un calculator mult mai potent. Bun. Dar nu e așa. Funcționează pe un alt principiu fizic. Exact. Să spunem așa, pe un principiu fizic care permite o viteză paralelă, de o operare paralelă și asta crește enorm viteza. Da, aici, pentru anumite tipuri de procese. Da, da, bun. Aici eu nu mă pricep foarte tare la chestiile astea. Bun, știu cum stau lucrurile în principiu. Însă, vedeți... Da, da, dintr-un principiu a început. Sigur că da. Numai că principiile astea au fost descoperite acum aproape 100 de ani. Iată. Da, însă toată tehnologia pe care o folosim, pe care dumneavoastră o folosiți, se bazează pe niște descoperiri teoretice vechi de vreo 100 de ani. Despre asta vorbim. Și de-aia am nevoie de cineva care să uite la fizică și la tehnologia din 2100. Bun, ce va fi, eu nu pot să prevăd și eu, asta e o prostie să prevezi. Asta, despre asta putem să discutăm. Toate previziunile sunt false. Bun, sigur, dacă dai la întâmplare 1000 de soluții pentru viitor, una poate să nimerește. Dar, în principiu, e foarte greu să prevezi. Tehnologia actuală, tehnologia de 50 de ani, de când a apărut tranzistorul și dinainte, se bazează pe teoriile din fizică vechi de 100 de ani deja. Și există o știință a secolului 20. Și sunt trei lucruri care mie mi se pare semnificative aici și care spun ceva despre stilul acestei științe. Pentru că în secolul 20 a avut loc o ruptură față de felul în care oamenii priveau lucrurile în secolul 19 și în secolul 18. Înainte de secolul 20 se credea că în principiu totul e cu putință. Max Planck a fost descurajat să studieze fizica pentru că se spunea că, dom'le, acolo lucrurile sunt aranjate, totul e clar. Adică de la sfârșitul secolului 19, ideea era că e nevoie de mai multe zecimale pentru niște constante, dar lucrurile sunt clare. Ori Planck a răsturnat totul exact la 1900. Bun, introducând ipoteza cuantelor, care după aia a dat naștere mecanicii cuantice, a condus la... Sigur, de acolo începe o revoluție în fizică. Dar interesant e altceva. E că revoluția asta în fizică, asta înseamnă relativitate și mecanica cuantică. Și a mai fost o revoluție în matematică. Și asta e legată de numele lui Kurt Gödel, care a fost cel mai mare logician. Toate aceste trei elemente ale cunoașterii te îndeamnă la scepticism. Ok. La agnosticism. Adică relativitatea spune, dom'le, nu poți să te deplasezi cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Vezi filmele astea de science fiction, care sunt un gen colosal. Evident. Da, pe mine, eu rămân rece la el. Nu cred. Spune. Ba da, absolut. Nu vă place SF-ul? Nu mai e suficient de bun? Cazuri limită. Nu, cum să spun, e nu animat. E nici literatură, nu e nici știință. Bun, dar asta e o chestiune personală, nu o luați decât capul. Nici măcar Interstellar? Nu. Nu, bun, iertați-mă, e o chestiune personală. Dar nu trebuie să vă cer scuze, noastră chiar știți la ce vă uitați. Noi ne uităm ca la un film. Da, nu, păi ca film nu e grozav. Dacă văd un film, vreau să-mi spună ceva despre oameni. Ce îmi spune Interstellar? Nimic. Sunt niște clișee americane. Ce îmi spune? Ce îmi spune mie orice film de SF față de un film de Bergman sau față de un film de Kurosawa? Ce îmi spune? Păi, spune ceva despre noi? Spre exemplu, ultimul Star Trek de pe Netflix vorbește despre egalitate de șanse și political correctness. Bun, astea sunt clișee. Nu mă interesează clișeele astea, nu. Dacă citesc o carte, dacă e vorba de literatură sau de film, vreau să-mi spună ceva despre oameni, cu adevărat. Vreau să meargă la un nivel mai adânc. Dacă îmi aruncă niște clișee, nu am ce face. Dar hai să revenim la povestea asta. Scepticism. Da. Agnosticism. Imagine din filmele SF, în care oamenii zboară cu rachete printre stele, galaxii. Asta sunt niște copilării. Nu se poate așa ceva. Știm că nu se poate. Pentru că n-ai cum. Vitezele pe care ai putea ajunge nu-ți permit asemenea călătorii. Sau nu-ți permit sub forma umană. Ar permite sub forma unor entități care n-au nicio legătură cu oamenii.
Da? Asta să zicem că ar fi posibil. Perfect. Bun. Și de aici putem începe discuția foarte interesantă. Da, bun, de acord. Dar ce vreau să spun este că ideea că poți face orice e retezată de mecanica, de relativitate. Nu poți depăși viteza luminii. Nu putem merge într-o gaură de vierme? E o ipoteză. În primul rând că trebuie dovedit că există găuri de vierme. În al doilea rând trebuie dovedit că găurile de vierme pot fi stabile, că pot fi cumva stabilizate. Deci lucrurile sunt mai complicate. Okay. Să zicem că... Bun, să lăsăm deocamdată în suspensie chestiunea asta. Da? Da. Nu e nimic dovedit aici. Însă, oricum ar sta lucrurile, cred că și ca să ajungi la o gaură de vierme care se află la o dimensiune convenabilă, trebuie să parcurgi o distanță destul exact. De mare, așa încât o viață umană, viața la scara noastră, să fie, să nu te poată ajuta, nu ai când să ajungi. Bun, poți să-ți închipui scenarii, nimeni nu te împiedică. Ce vreau să spun e că relativitatea îți taie macaroana în privința asta. Okay. Mecanica cuantică îți taie altă macaroană. Îți spune, stai puțin, eu nu pot cunoaște niște lucruri. Eu nu pot cunoaște în același timp, de pildă, poziția și impulsul. Poziția și viteza unei particule. Da? Deci, mecanica cuantică vine cu alte limitări. Deci e trist pentru un om care își face iluzia că poate cunoaște totul, că poate totul. Așa cum se credea în secolul XIX. Secolul XIX era un secol optimist din punct de vedere al cunoașterii. Da? Secolul XX e pesimist. Și a treia lovitură de măciucă sunt teorema lui Gödel, care a fost un mare logician care a demonstrat că, de fapt, noi nu putem demonstra că nici măcar aritmetica nu conține contradicții interioare. Deci, ideea că în matematică ai o ramură a matematicii de care să fii, pe sigur. Care să te bazezi cu fermitate, da? E o iluzie. Deci, dar totuși, 1 plus 1 fac 2. În aritmetica noastră, da. Nu, sigur. Dar ce vreau să spun asta se bazează și politicienii. Deja vorbiți ca un politician. Cred că politicienii au citit foarte multă știință și fizică și vin să ne spună totul e relativ, adevărul e voință până la mână. Ne întoarcem la Schopenhauer, că totul e voință. Eu n-am spus că totul e relativ, nu în sensul ăsta. Eu spun altceva. Că morala științei secolului 20 e mai curând sceptică, agnostică. Adică e ca cineva care în mijlocul unei petreceri vine și taie cheful. În franceză se cheamă, e un cuvânt, trouble fête. E cineva care strică cheful, cineva care te... Adică tu ai pornit cu niște speranțe, crezi, ești încântat de ce îți închipui. Și vine unul și spune, stai bă, că nu e chiar așa. Ia-o mai încet. Deci pe de o parte ai o știință, să spunem, sceptică, agnostică, și pe de altă parte ea a generat o tehnologie care sugerează că totul e posibil. Foarte interesant. Deci, da, asta e paradoxul lumii în care trăim. Pentru că, de ce? Pentru că știința caută invarianți. Știința caută ceva ce nu se schimbă la anumite transformări. Uh-huh. În fizică cauți invarianți, cauți niște cantități, niște obiecte care la anumite transformări rămân neschimbate. Și asta ori tehnologia e schimbare. Da, dar se bazează pe acele chestii sigure. Sigur că da. Pentru că toți avem nevoie în viețile noastre de ceva sigur. Și când plecăm de acasă, plecăm greu pentru că măcar ale locul sigur. Și în știință, din câte am înțeles eu, oamenii deștepți așa ca dumneavoastră care cercetează, vor să știe așa, bă, măcar 1 plus 1 egal 2. Și după aia ne apucăm și facem următoarea chestie. Da. Și aici, de aici apare consensul. E foarte greu să mai găsim consens în societatea modernă, pentru că măcar în știință știam așa. Oamenii ăștia au rezolvat chestiile astea, le-au dat deoparte și acum lucrează la astea, la alte. Dar stați un pic, pentru că aici metodele sunt diferite. Consensul din știință se bazează pe metoda științifică. Pe faptul că poți testa, lansezi o ipoteză, o testezi. Dacă rezultatul testului e mereu pozitiv, ai încredere tot mai mare în teoria asta. Ori stabilirea adevărului, aici adevăr trebuie pus cu ghilimele. Pentru că o teorie are în spate, o teorie prezintă enunțuri universale. Eu dacă vă spun că paharul ăsta cu apă, nu vreau să dau drumul, o să cadă, asta e adevărat, eu pot să o fac, dar dacă enunțul ăsta e universal, eu ar trebui să o fac de la începutul universului până la sfârșitul lui. Nu? Ca să vă dovedesc că e un adevăr universal. Dar oricum ar sta lucrurile aici și fără să intrăm în complicații de-astea filozofice prea indigeste, există o metodă științifică. Ea funcționează de la Newton încoace. Uh-huh. Pentru stabilirea adevărului.
în stabilirea ceea ce e corect. Ori metoda asta nu funcționează în societate. Lumea nu testează. Lumea nu procedează, nu folosește metode științifice. Și atunci, bineînțeles, opiniile pot fi... Și totul devine negociabil. Mai e un lucru care se cheamă discernământ. Discernământul cui? Al individului? Al societății? Societatea nu e un Gigi Fifi Mimi. Discernământul e al individului. Societatea poate avea de câștigat de pe urma sumei discernământurilor individuale. Dar discernământul individual se cultivă prin o anumită cultură, și o cultură și umanistă, și o cultură și istorică și științifică. O cultură care te face să știi cam pe ce lume trăiești. Adică nu te poți baza numai pe bun simț. Ce înseamnă bun simț? Adică cei 7 ani de acasă. Nu-i de ajuns ca să știu păi cum merge lumea? De ce casă ai trăit în 7 ani? Uh-huh. Nu, bun, bunul simț sigur că sună bine și da, e un lucru e la care de bun simț. E adevărat, dar și bunul simț se dobândește. Și depinde cum îl dobândești. Da, dar una e bunul simț și alta e știința. Și de ce am vrut să avem această discuție? Pentru că îmi vine din ce în ce mai greu să găsesc metode de contradicție în societate care să funcționeze fără să ajungem la conflict. Fără să ne luăm la pumni. În societate totul devine negociabil. Oricine vine care țipă mai tare se va face auzit. Nu, și societate e bine că e negociabil. Păi, e bine că lucrurile sunt negociabile. Dar sunt negociate prin decibeli. A, bun, aici depinde de, da, depinde de stilul de negociere. Acum, să știți un lucru, la care m-am gândit. Civilizația se bazează pe mediocritate. Adică, marea problemă a societății este că oamenii, mai ales adolescenții, își formează niște idealuri. Oamenii au nevoie de absolut. Problema delicată aici este că absolutul nu e accesibil la scară umană. Nu, absolutul nu ține de relațiile umane. Nu există așa ceva. Da? Absolut găsești eventual în matematică, poți să găsești dacă ești credincios, bun, ai altă treabă. Poți să găsești în artă, e un absolut al tău. Absolutul tău. Da. Dar oamenii au tendința să-și proiecteze absolutul asupra societății. Și asta e o tendință, adolescentină. Nu spun că numai adolescenții suferă de asta. Sunt adolescenți întrigiați și o spun nu într-un sens peiorativ. Tot da? De acord. Adolescența e cea mai frumoasă vârstă în fond. Dar poate naște monștri. Da? Dacă încerci să-ți impui absolutul, să cauți absolutul în societate. Să cauți absolutul în sfera umană. Absolutul nu există în sfera umană. Adică nici măcar binele învinge. Și atunci... Nu-i de ajuns. Bun, asta e altceva. Asta e o dorință. Că binele e mai bun decât rău și că binele va învinge întotdeauna. Asta e o altă treabă. Ce vreau eu să spun însă e că lumea e intrinsec într-un anumit sens mediocră în raport cu idealurile mele. Adică cum să accept eu de pildă că... Uite, un exemplu. Eu aș interzice publicitatea. Mie mi se pare publicitatea o rușine. Mie mi se pare faptul că ești... O rușine la adresa unei minți normale. Unei minți normale. Adică cum, domnule, să-mi pună mie pe ecran un imbecil, niște tâmpenii legate de o marcă de bere, legate de... De ce mi infestează mie mintea și mințile altora? De ce trebuie să suport? E o cantitate imensă de prostie, dar lumea funcționează prin prostie. Adică e nevoie, eu înțeleg asta. Și eu înțeleg că bunul mers al societății are nevoie de această prostie răspândită universal. Că mediocritatea e un rezultat firesc al evoluției societății. Problema e cum să faci ca firile adolescentine care caută absolutul să înghită mediocritatea lumii în care trăiesc. Ori civilizația și o democrație civilizată presupune acceptarea mediocrității. Adică eu trebuie să accept de pildă că multe din lucrurile care se întâmplă în jurul meu dovedesc o imbecilitate crasă. Că mintea și sufletul meu sunt supuse unui tratament de imbecilizare constantă. Dar eu trebuie să devin opac la chestia asta. Domnule, asta e. Bun, așa arată lumea. Accept asta pentru că eu îmi proiectez absolutul către care tind în altă parte. Nu îl proiectez în sfera umană. Eu accept treaba asta. Ori maturitatea unei societăți ține de capacitatea ei de a accepta mediocritatea generală și prostia generală.
Se le accepte, e un dar lucru să, bun. Să nu trăiască în ele. Nu, într-un anumit sens, prostie e un lucru bun. Da? Pentru că dacă oamenii ar trăi într-o luciditate asta extremă, am ajunge la situații sociale catastrofale. Deci e nevoie de mediocritate. Bun, am botezat o prostie, poate nu e bine. Dar vă referiți la mediocritate? Da, e nevoie de mediocritate. Adică asta. Să o recunosc că e acolo, dar nu neapărat să trăiesc în ea, ci să am aspirații în altă parte. Să nu devină nocivă pentru mine, iar eu să nu intru într-o contradicție violentă cu ea. Să accept că lumea e... Bun, hai să o luăm altfel. Uite, Socrate. Să acceptăm mediocritatea, dar să nu devenim mediocri. Bun, e opțiunea fiecăruia. Dar Socrate e condamnat la moarte de atât. Cetatea îl condamnă la moarte tocmai pe Socrate. Dintre toți. Da, bun, aia mai condamnat și pe alții, și pe generali care au plecat de pe câmpul de luptă, era mai complicat. Bun, și el acceptă asta. Bun, Platon ne spune că o acceptă cu seninătate. Probabil că așa e, Xenofon. Ne spune cam același lucru. El acceptă că rosturile cetății sunt una, iar personalitatea lui e altceva. Dacă personalitatea lui nu încape în rosturile cetății, bun, n-are decât să dispare și dispare pentru că asta e, în fond. Da? Ok. Ăsta e un exemplu limită. Ăsta e un exemplu limită. Dar tot ce ține... Trebuie să acceptăm un lucru. Vă spun, în toate țările din lume, clasa politică e mediocră. Clasa politică trebuie să fie mediocră pentru că ea are nevoie de vot. Da? Ori votul, tu te adresezi unui public care nu e alcătuit într-o sumă de Socrate. E un public așa cum e, cu cultura lui, cu capacitatea lui de înțelege. Cu cât el are mai mult discernământ, cu atât șansele de a cădea peste aberații sunt mai mari. Și ai nevoie să dezvolți spiritul critic. Asta e un lucru important. Și de asta și cultura, ca să revin la... Bun, suntem mereu în capcană. Trebuie să acceptăm asta. Nenorocirea e alta. Vedeți, lumea în care trăiți dumneavoastră și trăiesc și eu într-un anumit sens, e o lume care crede în soluții miraculoase. E o lume care așteaptă miracolul, e o lume care face niște... care se comportă ca și cum ar fi primit niște promisiuni extravagante. Așa este. Promisiunile astea nu le-a făcut nimeni. În fiecare an așteptăm un iPhone mult mai bun. Da, ori lumea, istoria asta țin de, sunt tragice, adică condiția noastră fundamentală e tragicomică. Și suntem tot timpul suferinți. Bun, suntem suferinți, râdem, nu, e tragicomică. Ori dinamica societății e de un optimist ăsta hollywoodian. Exact. Viața e cu happy end. Cu asta am crescut toți. Da, e bun, viața nu e cu happy end. Viața nu e cu happy end. Sunteți un pic pesimist. Nu. Dacă noi am înțelege bine tragedia greacă, ar fi grozav. Dar tragedia greacă a fost înlocuită de... Hollywood. Da, întâi de, mă rog, o poveste religioasă și până de Hollywood, care e prelungirea unei povești religioase. Corect. Dar tragedia antică, eu sunt în fond un grec antic teleportat în lumea asta, așa mă simt, sigur. Sună puțin ridicol și nu e bine să vorbim despre și, tine. Și după nume așa, parcă împăresc de acolo. Bun. Xenofon, zografii. Spuneam că important e discernământul, da? Adică o judecată critică. O judecată asta critică, aici cred că și știința are un rol. Adică ai nevoie de o cultură umanistă, spunem. Și e păcat că la școală, bun, lucrurile astea nu se fac bine. Adică, bun, sunteți, să spunem, sunteți un om, sunteți un tânăr. Ce așa. Știți despre lumea în care, așa încât să puteți vota, să puteți vota în cunoștință de cauză, să puteți vota având un dram de discernământ. Ce anume vă face să, ce vă dă acel discernământ? Știți în ce lume v-ați născut? Știți cum arată lumea asta? Ar trebui să învățați ceva temeinic despre antichitate. Dar nu... Da, i-au murit de mult. Ce mă interesează pe mine cum au murit ăia cu 2000 de ani? Vă interesează, pentru că dacă îl citiți pe Plutarh sau pe Herodot, veți găsi acolo atâtea vieți omenești, atâta omenesc condensat. Veți avea o imagine asupra omenescului atât de puternică și de vie. Care nu s-a schimbat dramatic în 2000 de ani.
Păi de ce să se schimbe? O să se schimbe, pentru că noi o să dispărem ca specie, asta e clar, dar deocamdată suntem... 2000 de ani e puțin ca să ne transformăm total. Nu, dar nu, noi nu ne putem transforma atât de rapid cât se poate transforma tehnologia care să construiască alte entități. Ajungem și la singularitate. Da. Dar până acolo, câtă vreme mai trăim într-o lume a oamenilor, da, ar trebui oamenii să sunt știm. Cam același lucru și din multe chestii pe care nu se le citește, se seama, bă, deci ăștia aveau cam aceleași probleme. Păi, bineînțeles că aveau cam aceleași probleme, pentru că noi suntem și biologic și nici creierul, cum să spun, noi avem încă un creier adaptat vieții de vânători culegători. Trecerea la abundentă. Trecerea la agricultură e încă un pas relativ recent. Noi ne-am modelat comportamentul prin cultură. Am învățat, am deprins niște lucruri. Am deprins să trăim în societate, în societăți largi, dar în societăți mari. Dar noi avem o minte adaptată unui grup relativ restrâns. Deci, practic, dacă este să iau specia umană și o întindem, o contractăm pe un an, noi suntem în revoluție industrială doar în ultimele secunde și facem agricultură doar de o săptămână din tot anul ăsta. Cam așa ceva, da. Și ni se pare că gata, păi da, cum? Asta nu, deja da, e trecutul. Bun, pentru că noi, da, pentru că omul nu e numai o ființă biologică, omul e și o ființă culturală. Și noi suntem scufundați într-o cultură. Ori cultura e cea care ne spune ce să facem, ce să visăm, ce să sperăm, cum să ne comportăm. Ea n-are a face cu eu știu, datul biologic, cu felul în care e construit creierul nostru. Asta e o chestiune diferită. Deci n-am ideile mele. Nu. Aveți ideile, aveți o parte din ideile epocii în care trăiți, care au fost selectate într-un mod și determinat și aleatoriu. Intervine și o doză de aleatoriu, depinde de ce ați apucat să citiți. La mine, în mod evident, a intervenit o doză de aleatoriu. Sunt anumite lecturi care mi-au schimbat viața la anumită vârstă și puteam să, în absența lor, aș fi fost cu totul altcineva. Deci, practic, ați ieșit din mediocritate prin aleatoriu. Nu, n-am ieșit. Fiecare om iese într-un fel din mediocritate. Când mă refer la mediocritate, mă refer la societate. Societatea, noi privim societatea statistic. Corect. O statistică face o medie. Statistica operează cu medii. Când spun mediocritate, nu mă refer la o mediocritate individuală. Și nu e neapărat ceva rău, cum ați mai și spus. Nu e neapărat ceva rău. Lumea trebuie să fie previzibilă. Într-o lume în care am acționat haotic, nu s-ar mai putea întâmpla nimic. Da. Avem în continuare nevoie de semafoare care să țină roșu și noaptea. Exact. Chiar dacă vine o singură mașină. Avem nevoie de niște reguli ca să ne simțim în siguranță. Da, avem nevoie să știm că așa se fac lucrurile, că nu merge mai repede de viteza asta, că acolo e magazinul, că mâncarea trebuie să expire și lucruri de genul ăsta. Da, așa e, da. Și atunci, plecând din societatea asta, ajungi, dacă accepti societatea și doar societatea așa cum este, devii și tu un borcan cu iaurt care expiră în 30 de zile, mergi doar cu viteza asta și nu mai vezi altceva. Pentru că poți accepta niște reguli, poți face jocul societății, rămânând însă tu însuți nebanal, nebanalizându-te, fiind atras de ceva. Sunt atâtea lucruri care te pot atrage. Poți să te faci medic. E un lucru extraordinar să salvezi viețile oamenilor. Poți să te faci muzician. Poți să devii artist, poți să scrii, poți să devii matematician, fizician, biolog, sau poți să faci lucruri în folosul altora. Sunt lucruri în care tu îți poți pune, cum să spun, aplombul adolescentin. În mulți oameni există aplombul ăsta. Important e în ce direcție îl investesc. Ok. Asta e totul. Și poți găsi, adică nu înseamnă că ești un om mediocru. Dacă, dacă eu îmi plătesc întreținerea, nu înseamnă că sunt mediocru. Ha? Înseamnă că, pur și simplu, accept că întreținerea trebuie plătită. Sunt non-conformist, nu plătesc întreținerea. Și gazul, și electricitatea, și telefonul, le plătesc, asta e ok, bun. Asta nu înseamnă că sunt mediocru.
Înseamnă că fac jocul, accept niște reguli ale jocului societății, pentru dar că în altă privință eu sunt eu însumi, eu fac ceva în care să cred. Societatea îți oferă și un anumit nivel de confort, e o bază de pe care poți să pleci mai departe. Nu? Că ai nevoie de un minim de confort. Și de aceea trebuie să respectăm regula cetății ca să putem trăi în ea și să nu ne luăm gâtul cu aia alții la coadă la mâncare. Dar aici, repet, intervinem discernământul și asta se capătă greu. Se capătă foarte greu pentru că ce lipsește în general, am constatat, e un minim cadru în care să așez cunoștințele, știți? E un lucru care m-a interesat, eu coordonez seria de știință și ale cărți de știință și citesc sute de cărți, să spunem. Și pe an? Da. Bun, nu înseamnă că le citesc cap-coadă. Adică e vorba, e și vorba lui Arghezi, nu am nevoie să mănânc tot burduful ca să spun că brânza e proastă. Cât de des citiți o carte până la capăt atunci? Câteva zeci de cărți citesc, mai multe zeci de cărți le citesc până la capăt, cu toată atenția. De știință, vreau să spun. Da? De știință. Și ajung să scot pe an 10-20 de cărți de știință, depinde. Bun. Ori există tendința și în felul în care e prezentată știința, există tendința de a specula niște cuvinte magice, de a le spune omul, bă, ai spus de găuri negre, de pe spate, e terminat. Găuri de vierme s-a băgat sub pământ când a auzit asta. Adică e foarte ușor în fața unui public care nu e prevenit să te folosești de niște cuvinte mari cu care să-l termini. E foarte ușor să lichide. Păi, am asistat la numere de virtuozitate. Or, ce mă interesează pe mine aici, e altceva. E, sigur, bun, poate să-i prezint unui om noutățile și țin la asta. E un criteriu esențial. Să-i prezint cititorului lucruri care sunt importante, care sunt interesante, care clipesc. Dar în același timp să-l fac conștient că funcționează metoda științifică. Să-l fac conștient că în spatele lor e o metodă, că lucrurile au stat în esență la fel întotdeauna și să-l fac să înțeleagă bine cum funcționează metoda asta. Pentru că simplu fapt de a arunca în față niște noutăți științifice. Am citit de pildă mai demult, asta mi-a rămas în minte, un exemplu pe care l-am tot dat, e comic. Bun, un site, altfel onorabil, și era un articol de știință acolo. Bun. Și spunea cam așa, la CERN n-au fost găsiți selectronii. Era scris de cineva care habar n-avea fizică, nu știa bine engleză, a tradus din engleză și nu știa bine nici română. Și atunci a ieșit un mic monstru de articol. Și lumea, vine cineva și citește, cineva care nu știe fizică, și n-au fost descoperiți selectroni, ce chestie extraordinară. În primul rând, despre ce e vorba aici? Selectron, nu se explică ce înseamnă. Bun. Ăsta e un nume pentru o particulă ipotetică, nu se știe dacă există. Da? Ar fi electron scalar. Dar sună foarte bine. Sună fantastic. Bun, și ăsta e o super particule, un super partener al electronului. Deci există o ipoteză care se cheamă supersimetrie. Sunt două clase de particule elementare, fermioni și bozoni, și ipoteza asta spune că fiecărui bozon îi corespunde un super partener fermion și fiecărui fermion îi corespunde un super partener bozon, iar selectronul ar fi super partenerul bozon al electronului. Selectronul ăsta ar fi. Iar ideea din articolul ăla era că de mai mulți ani se încearcă găsirea superpartenerilor, particulelor cunoscute. Că protonul nu-i de ajuns. Nu, protonul nu e o particulă elementară. Protonul e construit din coarci. Păi știu, dar între electron și proton parcă era o relație. Acum a mai apărut cineva? Bun, ce vreau să spun este că din punct de vedere teoretic ar fi foarte interesant dacă ar exista aceste superparticule. Da? Ok. Asta ar simplifica lucrurile, ar face să arate în plan elegant. Ok. Dar nu le-a găsit încă nimeni. Ori în loc să vină cineva să explice clar, domnule, uite care e treaba. Asta e o ipoteză. Ipoteza asta e tentantă, din motivele cu tare, cu tare și cu tare. Se încearcă găsirea acestor particule, e bine, nu s-au găsit particulele. În loc să vină cineva să explice lucrurile astea clar, îți trântește o prostie de asta că la țări nu s-au găsit selectronii. Adică ăsta e nivelul la care suntem. Nu. Și atunci ai nevoie de... S-au găsit dolari la PNC-ul. A, bun. Mașini de scris.
Nu, da. Nu s-au găsit mașini. Erau mașini de copii. Dumneavoastră sunteți tânăr, n-ați apucat. Am prins. Ați prins, da? Prins. Eu, da. Am trăit asta pe pielea mea. Dar am învățat de la televizor că băiatul ăla cu papion nu era o veste bună pentru România. Că așa ne ziceau băieții de la FSN. Ce a fost atunci? Da. Nu, atunci știți ce s-a întâmplat? Ce e lucrul cel mai grav? Uite că vorbim de mediocritate. Lucrul cel mai grav e că, dincolo de, mă rog, crimele care trebuie dovedite în justiție, asta e o altă chestiune, nu mă bag, justiția așa. Vorbim despre mineria, de pentru cine... Justiția așa are treaba ei, dar ce e grav e că Iliescu a fost mediocru. Adică în momentul ăla era nevoie de un om remarcabil. Iliescu nu a fost un om remarcabil. Cine să-l recunoască într-o societate care era deja uniformizată și mediocră? Nu contează, se putea întâmpla să fie un om, nu. Cum să-l recunoști pe Rațiu ca fiind o opțiune? Rațiu nu putea să fie, realist vorbind, nu putea să fie, pentru că lumea nu era pregătită să primească și nici el nu era bine adaptat lumii române. Știu, eu sunt de acord cu... Bun, era un om de foarte bună calitate și... Dar nu era, era o soluție nerealistă. Soluția realistă ar fi fost ca un tip care a mâncat salam de soia, cum se spunea atunci, să nu fie mediocru. Adică dacă Iliescu n-ar fi fost mediocru, am fi trăit altfel acum. Sunt momente istorice când e nevoie de cineva. Adică atunci, în momentul ăla de cotitură, era nevoie de un om cu calități remarcabile. Iliescu nu le-a avut. Nu le-a avut. E mic, e meschin, e mărunt. Da? Dar e patriot? Bun, aia e treaba lui. Când s-a întâmplat să... Păi nu justifică patriotismul tot? Mai nou justifică tot? Păi patriotismul e un lucru care se dovedește. Adică ai făcut ceva bun. Noi am avut noroc într-un moment al istoriei. În momentul în care a venit Carol I, Carol I putea fi un tip mediocru. Slavă Carol Domnului I n-a fost un om mediocru. Într-un moment critic, el a avut proiectul de a face căi ferate. Și din punctul ăsta de vedere, regatul arăta bine. Noi eram aduși la zi în privința asta. Bun. A făcut anumite reforme importante. Da? Putea să fie un rege mediocru care să se ocupe numai cu, știu, mici cu poker, care era la modă pe vremea aia. Da. Să intre într-un joc corupt. N-a făcut asta Carol I. Deci e un exemplu în care într-un moment critic vine o personalitate excepțională. Carol I a fost o personalitate excepțională. Iliescu e mediocru. E îngrozitor de mediocru. E meschin, e mic. Asta e problema cu el. Dar e un supraviețuitor. Păi, da. Hai să facem o paralelă. Că vorbeați așa despre... Deci noi, tehnologia de astăzi se bazează pe știință pe care deja e rezolvată de acum vreo 100 și ceva de ani. Da, dar a rămas în suspensie de 100 de ani. Că nu înțelegem bine cum stau lucrurile. Da, nu e nimic rezolvat. Dar măcar avem tranzistori care, iată, ne-au dus pe noi de a filmăm în 4K, dăm pe internet și facem lucruri pe baza unor cercetări din știință care au deja mai mult de 100 de ani la bază, da? Vreo 100, da, să zicem. Ei, tot cam vreo 100 și, acum vreo 100 și, am avut noroc de un rege care a făcut căi ferate pe baza unei tehnologii care era deja vreo încă 100-200 de ani în spate. Da, 100 și ceva de ani, da. Și practic noi astăzi ar trebui să avem pe cineva suficient de ieșit un pic din mediocritate încă să se uite un pic la ce am avea nevoie ca peste 100 de ani. Da. Nu? Ar fi bine. Dar asta... Asta presupune un fel de curaj pe care nu l-am avut în învățământ, de pildă. Tot până la urmă, tot la învățământ ajungem. Da. Da. Eu mă gândeam la un lucru. Vă spun acum, e absolut stupid. Ce... Da, bun. Aș fi surprins. Nu. Ar fi primul lucru stupid pe care îl spuneți. Ba da. Nu, Doamne ferește, sunt atâtea. Eu mă gândeam, dar de mult asta, chiar în 90. Mă gândeam și câte acum, dacă eu aș fi președintele, ceea ce e absurd, nu puteam să fi președintele României, adică dacă aș fi președintele României, peste 3 minute mi-aș da demisia. Dar aș face un singur lucru în astea 3 minute. Două lucruri aș face. Sper că alt lucru decât ar face colegul nostru. Două lucruri aș face. Unul, aș înființa un institut de matematici aplicate cu cei mai buni matematicieni de la Facultatea de Matematică, pe care să-i plătesc foarte bine, eventual în colaborare cu universități americane. Așa, nu știu, să zicem,
15-20 de oameni cu care să-i plătesc și să-i las să-și facă treaba, să facă proiecte. Îi plătesc foarte mult pentru că matematice aplicate. Cred că va fi nevoie de tip care știu bine, care intră în matematice aplicate. Asta și face un niște matematici aplicate plătit bine. Și al doilea lucru, aș introduce rugby un sport obligatoriu în România pentru toată lumea. Și face terenul de rugby peste tot. No, rugby sport național. N-ai voie să mergi pe stradă decât cu mingea de rugby și eventual alergând cu ea. Mi se pare corect. Da. Adică e sportul cel mai bun și ne-ar ajuta să ne... Să ne mai trezim un pic. Nu. E mult mai subtilă. Știți jocul de rugby? Regulile, da. Știți? Jocul de rugby are două caracteristici importante. Din punctul meu de vedere. Tu putând fi placat, pot petrece lucruri groaznice cu tine, că te fac bucăți. Da. Responsabilitatea ta și n-ai voie să te pasezi decât în spate, în fine. Responsabilitatea ta în momentul în care ești purtătorul banului e foarte mare. Ești foarte expus. Da? Și al doilea lucru, că vine fundașul. Dacă la grămadă nu împingi cum trebuie, trebuie să fii solidar. Deci două trăsături dezvoltă rugby-ul. Răspunderea, spiritul de răspundere și solidaritatea. Ori la noi sunt, lucrurile stau cam pe dos. Când e nevoie să dovedești că să asumi răspunderea, te dai după turmă și când e nevoie să dai solidar, să fii solidar, te dai individualist. Ori, succesul individual, nu? Jocul de rugby ar rezolva, adică ar rezolva, n-ar rezolva nimic, dar ar ajuta la astea două chestii, știi? Adică nu e vorba numai de faptul că e un sport și e bine să practici sportul, eu știu, orice vrei, handball sau orice alt sport. Nu. Rugby are o funcție educativă și se vede asta în lumea anglosaxonă. Adică eu... Matematici avansate și rugby. Da. Două chestii importante. Vlad Zogar, fi președinte, votați pentru rugby și matematici avansate. După astea, matematici aplicate. Dar după astea două măsuri, mi-aș da demisia. Adică aș fi complet incapabil să conduc. Nu. Nici măcar o gospodină nu sunt tare să conduc. Să fim serioși. Dar astea două idei mi se părea bune. Dar supraviețuiesc. Sunteți realist. Dom'le, cât pot. Încerc să fiu lucid, deși nu dă bine. Încercați să fiți lucid într-o societate mediocră. Nu, toate societățile. Aici cred că am luat-o pe o... Da, eu înțeleg unde ziceți. Toate societățile sunt fatalmente mediocre. Problema nu e că o societate sau nu mediocră. Problema e că în mediocritatea asta există sau nu un nivel de acceptabil, să spunem, de înțelegere, de discernământ, pe de-o parte, iar pe de altă parte, problema ta individuală e să accepți mediocritatea intrinsecă a societății. Orice societate e intrinsecă mediocră. Adică, uitați, americanii sunt mai isteți, că l-au votat pe Trump. Faptul că în America a fost votat Trump... Statistic vorbind, societatea ta este suficient de tâmpită pentru încât... Pentru mine e halucinant. E halucinant că englezii au votat Brexit-ul. E halucinant că în Anglia se află Boris Johnson. Și ăsta e, cred, adică nu știu asta, e rezultatul, mă rog, lumii internetului. E rezultatul, da. Sunt devine fizicienii de acolo 100 de ani, care au făcut tranzistorii. Bun, acum sigur putem stabili vinovății chimerice. Vreau să ajung și acolo. Hai să plecăm un pic așa, facem un pic de rezumat până aici și vedem cum mergem mai departe, încă o dată. Deci, știm că societatea e așa cum este și trebuie să aibă niște chestii clare și simple ca să fie ușor de navigat și pentru ăla așa și pentru ăla mai așa. De. În interiorul ei, tu poți să alegi să ai niște aspirații în adolescență, citind, explorând, văzând chestii și atunci poți să ieși din această mediocritate ducându-te și ieșind din banal, explorând, ducându-ți, nu știu, mintea într-o anumită direcție, astfel încât să fii om până la urmă și să ai și niște aspirații să nu te uiți doar în jos și înainte, să mă uiți și în sus, mă gândesc. După care, una peste alta, ok, cam asta este lumea, dar cineva trebuie să o schimbe. Că trebuie să mergem înainte, nu? Ne-am obișnuit cu ideea că vrem să schimbăm lumea către bine. Nu am vrea să mai votăm încă o dată Trump și Boris Johnson. Și atunci ne uităm la societate și vedem, ok, cum facem într-o societate care, iată, societatea duce către idiocrație, cum facem totuși să rupem acest lanț al dependenței de idioți care să te voteze. Cum găsești excepțional? Cum găsești un Iliescu cu creier de Carol I? Asta e o problemă. Bun, mai e ceva.
Nu trebuie să vă așteptați la soluții miraculoase. Nu? Evoluția nu. Păi sunt om de știință, noi de la știință așteptăm să ne salveze. Păi nu, stați un pic, sunt om de știință. De la Silicon Valley așteptăm viitorul de 10 ani. Știința nu salvează nimic, știința eventual creează probleme care pot duce și la lucruri bune și la lucruri rele. Dar aici soluția e simplă, e banală. E suficient să votezi mereu răul cel mai mic. Pentru că prin selecție răul cel mai mic va conduce la binele cel mai mare. Nu, dumneavoastră credeți că, adică, aveți în față evoluția din biologie, da? Evoluția a fost treptată. Bun, dacă în mod cu totul norocos apare cineva remarcabil, bineînțeles că îl voi vota, pentru că el va fi cel mai bun, adică va fi răul cel mai mic. Răul cel mai mic e binele cel mai mare. Dar dacă o fac asta în mod constant, dacă în mod constant, dacă noi în mod constant de 31 de ani făceam asta, ajungeam mult mai departe. Pe poate așa crezi și oamenii care i-au votat pe idioți. Da, dar atunci ține de discernământ. De fond de o minimă cultură, de a înțelege ce se întâmplă pe lumea asta. Bun, eu vă pot spune că viitorul României este alături de Moscova. Da? Că noi ar trebui să intrăm într-o alianță strânsă cu Moscova. Că de acolo poate veni progresul României. E o afirmație pe care o fac. Noastră, ce știți? Noastră, știți puțină istorie. Știți că Rusia nu e un stat democratic. Știți că se îndreaptă într-o direcție care, din punctul nostru de vedere, e periculoasă. Și atunci, eu pot să vin și cu argumente ortodoxiste, să spunem, să vă încânt cu ele. Și atunci, noastră, veți... mai știți și că România, atâta cât a avut de... atâta cât a progresat, atâta cât a avut de câștigat, a fost totuși prin racordare la Occident și atunci dumneavoastră îmi veți spune, stai, mă, taci din gură, termină prostiile astea. Pentru că discernământul... Poți să fac o mică paranteză? Da. Să zicem mersi pentru Uniunea Europeană, să rămână la Bruxelles, ca păi să zic așa, când ne-am vaccinat un milion jumate. Bun, e clar, nu mai discutăm asta. Că dacă noi eram în Uniunea Europeană, nu erau vaccinați un milion jumate la momentul interviului. Poți mai zic o dată chestia asta? O milion jumate, nu că suntem noi vreo floricică aparte, suntem parte dintr-o uniune. Nu, e simplu fapt că aparținem... Suntem și noi acolo. Ceea ce e foarte bine. Da. Ori aici noastră depinde, cum să spun, eu vă pot lansa ideea asta. Da? Noastră o judecați. E o idee bună sau o idee proastă? Fiecare dintre noi judecă ce are în față. Sau ar trebui să fie învățat să judece. Da? Și poate fi învățat să judece la școală, poate fi învățat... Hai să învățăm să judecăm, să luăm bucata asta de aici înainte, să ajutăm pe cei care ne urmăresc, care, eu sunt primul care să recunoască că nu citesc de ajuns. Dar nu, nici eu nu citesc de ajuns. Nimeni nu citește de ajuns, dar să oricum citiți mai mult și aveți o străduință de a ieși din mediocritatea societății, care este și ea utilă, dar ne mai trebuie ceva în plus. Cum facem să ieșim din chestia asta? Cum facem, nu doar să citim mai mult, că e banal să zici, hai să citim mai mult. Cum facem să găsim acea curiozitate, acea dorință și care cărarea cea mai simplă pentru oameni ocupați să înțeleagă mai bine care-i treaba cu viața și cu societatea și cu lumea în care trăiesc? Un lucru e, dom'le, trebuie să ai și noroc să deschizi o carte care să-ți dă o idee bună. Să deschizi o carte care să te pună pe gânduri. Eu, de pildă, acum îl citesc pe Montaigne, în traducerea unui prieten, Vlad Rousseau, părătă la Humanitas, e primul volum al eseurilor lui Montaigne. Și citesc în fiecare zi... Vreau să mă apuc și eu de ea. Înțeleg că este foarte interesant. Dom'le, e o capodoperă. Acum, ăsta e un cuvânt tâmpit, capodoperă, dar e o capodoperă. Dacă mie mi-a spus noastră că e capodoperă, o citesc, că vă cred. Acolo sunt lucruri care țin de experiența noastră umană directă. De felul în care putem privi moartea. Fond bun, asta e o idee antică. Filozofia înseamnă să înveți să mori. Ca un stoic, poate? Da. E un soi de stoicism la mijloc. Sunt lucruri de care ne ieșbim, sunt gânduri de care ne ieșbim. Bun, sunt lecturi, sau îl citești pe Marc Aureliu, filozoful împărat. Sunt cărți care citesc acum și trebuie să recunosc că sunt prost când citesc, mai citesc încă o dată după aia. Păi nu sunteți prost, dacă mai citesc încă o dată după aia, înseamnă că sunteți inteligent. Nu, sunt unele chestii la care efectiv îmi stă minte, apar truisme, dar după ce le citești scrise de un om care a trăit acum 1900 de ani, a fost și împărat pe deasupra și când citești chestiile și zici, băi nene... Bine, acum nu toți împărații arătau ca Marc Aureliu. Corect. A fost unicul. Exact. Da.
Hai să zicem că a fost unul dintre cei trei împărați da, nu știu, de geniu, să zicem așa. Dar da. Citindu-l pe el îmi dau seama, bă, nu s-a schimbat nimic. Nu, nu, natura și omul ăsta a înțeles acum aproape 2000 de ani chestii pe care eu încă mă chinui să le pătrund. Da, da. Ăsta e un lucru. Te poți întâlni cu idei care să... care să-ți dea de gândit. Să-ți dea lecții un împărat de acum 1900 de ani. Te poți întâlni. Recunosc pentru mine primul șoc pe care l-am trăit citind. Eram în liceu. Eram în clasa, în anul întâi de liceu. Și am luat din întâmplare o carte din bibliotecă și am întrebat-o pe maica mea dacă e bună, dacă s-o citesc. Și mi-a zis, da, da, mă, da. Era Frații Karamazov. Și în momentul ăla toată viața mea s-a schimbat. Am zis, eu am să devin scriitor. Adică efectul lui Dostoevski asupra mea a fost devastator. Am citit nu știu tot ce a scris Dostoevski și mai ales rușii. Mă rog, sunt mai curând legat de literatura rusă. Dostoevski, Tolstoi, Andreev. Nu de politică, ci de literatură. A, nu, politică în niciun caz. Da. Bun, acum, întotdeauna sunt scriitori sau autori, nu e vorba neapărat de literatură, care să trezească în tine ceva. Ăsta e un lucru. Sau un om, poți întâlni un om cu care să stai de vorbă și care să-ți spună ceva care să trezească în tine. Să se aprindă în tine o scânteie. Ăsta e un lucru. Al doilea lucru e că nu e bine să mai stai să mai și gândești cu mintea ta. Să ai un moment de în care nu te uiți la fotbal, ceea ce eu fac, recunosc, și sufăr din cauza Barcelonei. Asta e o suferință la care, mă, asta e situația. Dar nu de azi de ieri, adică eu țin cu Barcelona de mult. Nu, nu e o chestie recentă, nu sunt. Și sufăr cumplit. Mai trebuie să înghiți și victoriile Realului, e groaznic. Dar, bun, asta e, să ai un moment în care pur și simplu să stai cu tine însuți. 5 minute pe zi. Fără să faci nimic, fără să clichezi, fără să deschizi Facebook-ul pe care eu oricum nu l-am. Aici aveți o problemă. De ce? Mie îmi place atât de mult cum vorbiți că îmi lipsiți de pe social media. Mi-ar plăcea să vă dau follow undeva. Dar nu îmi dați niciun follow, Doamne ferește. Stați un pic. Păi de ce să mă intru pe Facebook? Nu aproape pe Instagram? Nu, nu, nu. TikTok? Nu, Doamne ferește, nu, nu. Asta este, nu, nu. O să vă vedeți? Nu, eu m-am botezat telefonul mobil când am luat și eu foarte târziu la telefonul, l-am botezat ceasul, că eu nu port ceas la mână și era pentru mine ceas pentru că mă uitam la ceas la telefon să văd cât e ceasul. Nu cred că știți în ce v-ați băgat, dar o să apăreți pe TikTok după chestia asta. Nu, sper, nu. Adică, bă, dacă apar, cum să zic, nu-mi pasă. Nu pot să accept treaba asta. De ce? Pentru că, din două motive. Odată, eu n-am ceva inteligent de spus în fiecare zi. Acum, venirea noastră, poate că spun câteva lucruri inteligente, dar să știți că mâine ar fi aceleași. Adică nu vin în fiecare zi idei noi. N-am capacități paranormale. Noi credem ăștia care vorbim pe Instagram, pe TikTok și pe Facebook, avem idei noi în fiecare zi. Bun, nu, eu nu am, dar nu am în mod hotărât, nu am. Uh-huh. Și nici n-aș avea, adică ce să comunic cu omenirii? Să pun poze cu mine în diferite poziții, cu diferiți chiloți? Nu, ați putea să emiteți câte un citat de genul ăsta. Nu, haide să fim serioși. Pe de o parte, pe de altă parte, nu le... Eu cred în prietenie. Azi am citit din... Haideți, lăsați asta. Nu, din când în când mai scriu articole, bun, să zicem, scriu o carte, scriu un roman, bun, muncesc la el 2 ani de zile, 3 ani de zile, îl public, până la urmă, o să rămână postum. Nu postum, să zicem, se quasi postum. Dar problema e alta. Mortul viu sau cum? Nu, problema e alta, e că eu cred în prietenie. Și eu am... prieteni. Acum nu sunt... Aveți o rețea socială la bere? Nu. Dar, nu la berea s-a suspendat acum. Nu, să spunem că am prieteni pe care îi pot număra pe degetele a 3 mâini, 4 mâini. Dar cu prieteni... Sunteți norocos? Da. Nu, să zicem, 3 mâini, 4 mâini. Dar prieteni pe care pun mâna, adică cu care vorbesc, care îmi cunosc ceva din intimitatea mea, eu cunosc ceva din intimitatea lor... Suntem apropiați. Acum, bun, e COVID-ul ăsta care ne îndepărtează, dar vreau să... Bun. Ăștia sunt prieteni adevărați. Eu nu cred, dacă acolo mie îmi spune că am nu știu câte milioane de prieteni pe Facebook, cum sunt milioane? Cum? Adică cine sunt prietenii ai mei? Dar eu nu vorbesc de asta. Eu nu vorbesc despre satisfacția numărului alea. Nu, adică Facebook-ul corespunde unei nevoi psihice și... eu înțeleg de validare, integrare. Da, adică dacă, cum să spun, am like-uri, de ce există?
Adică e foarte bun împotriva depresiei ca tratament psihiatric și cred că sunt oameni care au nevoie de tratament împotriva depresiei. Primesc like-uri, deci există. Cred că avem nevoie toți zilele astea. E adevărat, dar nu de like-urile. Dar nu de like-uri. Dar ai nevoie de apropierea de un om, de apropierea de câțiva oameni cu care împărtășești ceva, cu care ești. Eu nu vreau să vă convertesc acolo. Nu, băi, nu mă convertesc. Dar tema de la care plecăm este... Neconvertibil. Valută foarte. Neconvertibil în mod absolut. Ce să mai... Da. Exact. Însă, pentru mine e o provocare, de aceea v-am și adus aici și vă spun sincer, sunteți omul pe care l-am intervievat cu cea mai mare frică. Mi-era frică că o să... Dar de ce sunt așa, arăt așa de... Poate că sunt ciufulit, dar altfel nu. Nu, eu încerc să aduc oameni mult mai deștepți ca mine, dar să poți să țin un interviu. Da, că nu e caz. Dar nu insist foarte tare pe chestia asta. Însă, dorința mea este să aduc oameni de la care să avem ceva de învățat, care altfel nu prea au o voce în societate. Pentru că dacă ne plângem toți că societatea e mediocră, cum facem să o stimulăm în direcția corectă? Da, ok, am înțeles toate ideile astea, dar totuși, cum facem să avem voci de genul ăsta în agora? Sunt oameni care se expun cu mai mult entuziasm și cu mai multă grație decât mine. Eu nu mă expun cu grație, dar vor fi și sunt oameni care se expun cu grație. O să iasă foarte bun interviu. Nici măcar nu mă interesez dacă o să facă puține vizualizări și puține like-uri. Sunteți deja rezolvat în privința, veți avea puține vizualizări. Ați fi surprins. Asta vă garantez. O să meargă foarte bine. Haideți să punem asta între paranteze. Nu, întrebarea noastră e legitimă și e un lucru la care mă gândesc și eu. Noi depindem în fond, noi și noastră și eu, și noi depindem de discernământul celor din jurul nostru. Da? Cineva poate veni acum un partid care să spună, eu vreau să rup România de Uniunea Europeană, eu vreau să mă găsesc cu calea mea, să mă unesc cu Polinezia. Polinezienele. Mă rog, asta dumneavoastră ați spus. Bun. Polineziencele, de fapt. Problema e că noi depindem de votul celorlalți. Noi depindem de calitatea oamenilor politici. Dar noi, votând întotdeauna răul mai mic, vom crea o presiune asupra clasei politice. Dar e prea lent așa. Și tot depindem de ceilalți care vor vota prost. Pentru că v-am spus mai devreme, oamenii care votează PSD-ul votează cu convingere că aleg răul cel mai mic. Ba nu, binele cel mai mare. E merg pe pozitiv chiar. Da, bun, aici încă o dată depindem de... Dar sunt, totuși, mai sunt două lucruri. Și nu e vorba doar de PSD, că mai avem și PNL-ul care este pe aceeași factură zilele astea. Pune egal între PSD și PNL ca să se noteze. N-aș pune ajută pe cineva. Egal că nu 100% egal zilele astea. Știți, cred că avem noi două metehne care ar putea fi corijate, dar nu e evident. E adevărat că e o țară coruptă. Și corupția e principala noastră boală. Sau, mă rog, una dintre cele două. Dar ce înseamnă corupție? Bun, oamenii vor să fure. Dar asta vor peste tot să fure oameni. Adică omul e născut 37,24% hoț. Știți sigur? E cu aproximație, am spus. A, 37,24% cu aproximație. Da. Ați fi bun de Facebook... Genial, TikTok. Nu, stai, hai să nu. Să vorbim serios acum. Un număr de stand-up. Așa, vă tot întreb. Ce înseamnă de fapt corupția? Înseamnă absența simțului onoarei. Pentru că în momentul în care tu ocupi o demnitate publică și furi, tu nu ești un hoț ordinar. Tu ești un hoț pe care hoția îl expune într-o situație foarte complicată. Deci, un mod de a face ca la noi să mai scadă nivelul de corupție este ridicarea nivelului simțului onoarei. Nu ne lipsește simțul onoarei. Și ne-a lipsit simțul onoarei de multă vreme din motive istorice care nu merită discutate acum. Dar nu ne lipsește simțul onoarei. Ori aici, cred că la școală, de pildă, oamenii pot fi educați pentru a dezvolta simțul onoarei. Dar la ce mă ajută să am onoare? Are și lucruri bune, are și lucruri rele. Lucrurile astea, vedeți, în sfera umană, eu v-am spus un lucru, în sfera umană nimic nu e absolut. Simțul onoarei poate da naștere și la monștri. Au fost situații în istorie în care un simț al onoarei exacerbat duce spre direcții rele.
Da? Dar la noi lipsește cu desăvârșire aproape. Nu? Ai nevoie de simțul onoare. Ai nevoie de simțul onoare în societate pentru niște relații normale între oameni. Și în particular pentru a lichida corupția. Tu nu poți să-mi spui, bun, să zicem că pui un polițist în spatele fiecărui om. Ai lichidat corupția în felul ăsta? Nu. Dacă omul vrea să fure, dacă demnitarul vrea să fure, nu-l vor opri polițiștii. Bun, asta nu înseamnă că nu e nevoie să iei metode, că nu trebuie să funcționeze DNA-ul, instituțiile astea, dar ele nu sunt suficiente. Câtă vreme România nu va apărea, nu se va dezvolta un simț al onoarei la un nivel decent, corupția va fi puternică. Asta e un lucru. Trebuie să-și facă în primul rând câteva milioane și după aia o să aibă simțul onoarei. Bun, dar și asta se educă la școală. Generațiile viitoare ar putea căpăta un rudiment de simț al onoarei. Un. Și al doilea lucru care ne lipsește e perspectiva pe termen lung. Noi, oamenii care s-au îmbogățit în România, s-au îmbogățit în mare parte din tunuri. Nu s-au îmbogățit făcând ceva care să dea rezultate din aproape în aproape. Avem eroii tunurilor, mă rog, hoți, de anumite, tot felul de specii de hoți. Bun. Ori dezvoltarea perspectivei pe termen lung e un lucru foarte important. Să ai speranța că dacă faci suficient de mult timp... De pildă, un lucru simplu. E dacă înveți pe copii să planteze copaci, lasă că e important să reîmpădurești țara. Asta e. Dar vezi, dumne, că ai făcut un lucru și după aia uzi planta aia sau nu știu. Bun. Iar rezultatele se văd în timp, nu se văd imediat. Dar noi tot, am vrea ca totul să apară imediat. Lucrurile nu pot apărea imediat. Dacă acum în România, să spunem, ar veni un guvern extrem de capabil, care se ia măsuri remarcabile, cu adevărat, nu, niște rezultate imediate s-ar vedea, dar rezultatele de, cu adevărat importante, de profunzime, s-ar vedea peste 20 de ani. Trebuie să accepți, trebuie să aștepți. 20 de ani. Cel puțin. Da. Dar nu s-a făcut treaba asta. La noi nimeni n-a fost interesat să vadă unde suntem și ce am putea face ca lucrurile, ca să ne civilizăm. A avut dreptate Burcan. Nu. N-a avut dreptate. Pentru că el ce înseamnă să înveți democrația? Asta a fost un clișeu. Păi eu dacă mă duc să votez, gata, lumea, e democrație. Am învățat drumul spre cabina de vot, știu să apăs cu ștampila în lucrurile astea. Nu. Nu democrația e în discuție, că democrația se învață ușor în fond. Și civilizația e în discuție. Okay. Și civilizația, democrația se poate, în câteva săptămâni poți să antrenezi populația României să meargă spre cabinele de vot și să pună ștampila pe cine vrea. Asta e democrație. Da? Da, dar votul e democratic. Da, dar câți dintre cei care votează e altă problemă. Știu cine îi reprezintă. Aia e o altă chestiune. Dar asta nu ține de simplu mecanism al democrației. Mecanismul democrației e simplu. A, să te civilizezi, asta înseamnă altceva. Asta înseamnă altceva. Și asta e o operațiune pe termen mai lung. Dar eu cred că astea două lucruri fundamentale. Știți că mereu, vezi pe unul cu un program politic sau nu numai politic și vrea de toate. Adică acolo și-a urma cu de toate. Trebuie făcut și asta, și asta, și asta. Nu. Este o greșeală. Bun, sunt mai multe lucruri care trebuie făcute. Dar unele rezultă din altele. Dacă tu în momentul ăsta ai rezolvat astea două probleme, să dezvolți simțul al moralei, pe de-o parte, și pe de-alta să dezvolți perspectiva pe termen lung, voi obține alte rezultate ca efecte secundare remarcabile. Nu trebuie să faci totul. Era ideea lui Ceaușescu, toare și să facem totul. Nu trebuie făcut cincinalul totul. În patru trebuie ani făcute anumite lucruri importante. Anumite lucruri importante și să avem răbdare să aibă efect peste încă 20 de ani. Pentru că, de bine de rău, fiind și noi remorcați la Uniunea Europeană, s-au schimbat niște chestii în ultimii 20 de ani. Nu m-am uit pe geam și văd o grămadă de chestii care nu erau aici cu 10. Stai grozav. Se întâmplă niște lucruri, da. Dar întotdeauna ne dorim mai mult pentru că tehnologia ne-a învățat că apeși un buton se întâmplă. Nu? Da. Instant, totul este instant și am vrea foarte repede să se întâmple și în societate. Și vrem mai bine, pentru că știm că se poate mai bine, că am mai văzut și la alții. Că e mai bine la noi decât era înainte, dar vrem și mai bine și ca să ajungem la acel mai bine, am putea să facem așadar un pic de educație pe simț al onoarei, nu un pic de curiozitate. Da, da, fără îndoială. Toate astea sunt lucruri care se pot educa, dar grav e altceva, grav e că în chestiunea astea fundamentală e educația. Da, exista de la început un proiect. Dom'le, eu cred că trebuie să merg în direcția asta și să fac cu tare lucru. Bun.
și să vină, da, oameni și psihologi, nu e o chestie pe care... Da. Și să cădem de acord că avem un plan. Iar planul ăsta să fie respectat de toate guvernele care urmează. Să nu fie totul dat peste cap la fiecare măcar schimbare pe de educație guvern. Să avem. Da, măcar în educație. Unde, evident, efectele nu pot apărea decât pe termen lung și dacă tu schimbi în fiecare zi regulile, nu obții nimic. Păi numai la BAC, de câte ori s-a schimbat regulile de la BAC, da. Eu am prins la 7 materii. Da. Am dat și la sport, și la o limbă străină. Am făcut mai multe. Și regulile se tot schimbă într-adevăr în educație și educația este singura chestie pe termen lung. Știm toate povestea asta, dar pare așa, okay. Da, dar e prea departe. Păi, dacă nu încep ce cu... Știți, e o vorbă chinezească, fiecare drum începe cu primul pas. Hai să facem primul pas. Deci cum facem? Aici aș fi măgar dacă aș spune că eu știu ce trebuie făcut. Sunt anumite lucruri. Cred că, de pildă, în învățământ trebuie insistat pe dezvoltarea simțului onoarei și pe dezvoltarea perspectivei pe termen lung și pe obținerea unei imagini asupra lumii care se capete de coerență. Să fie interesant. Adică, bun, înveți la istorie, să zicem, despre o epocă, dar numai bătăliile de atunci. Înveți despre cultura epocii, despre ce s-a scris, despre muzica din epoca aia. Încerci să încadrezi lucrurile, să aibă mai multă aromă materia asta. Să nu fie ceva steril în care tu ai învățat o serie de date despre niște bătrâni, o prostie. Uh-huh. Să intri în substanța lucrurilor cu câteva elemente care să rămână în doastră, de pildă. Ați făcut, nu știu ce, uite, biologie. V-a rămas ceva din biologie de școală? Nu foarte multă, din păcate, nu, și mi-a plăcut. Rămâne. Pentru că e făcută steril. Am înțeles trebuie, diviziunea celulară, nu, trebuie înțelese niște mecanisme și trebuie să rămâi cu ceva care să fie ceva care să te atragă. Și să participi în jocul ăsta, să descoperi tu ceva, să te ajute să participi, să descoperi, trebuie curiozitatea și să-ți dea o imagine. Când termini școala, nu lăsa o imagine despre lume, să știi cam pe ce lume trăiești. Să știi cam cum deci gândeau oamenii atunci. Nu să îndesă omul ăla informație. Nu, e nevoie și de ceva informație. De-aia trebuie aleasă bine și trebuie aleasă informația cu cârlig. Păi de-aia avem manuale. Adică informația care îți rămâne în minte. O informație care e neinteresantă. Nu. Informația care să-ți rămână în minte, care să ai după aia niște repere. E ca și cum ai face alpinism și ai nevoie de niște chestii de care să te cațări. Dacă nu ai, nu poți să te ridici. De la chimie ții minte cu mare plăcere că magneziul oxidează violent. Da, stai. Pentru că făceau, a fost unul dintre puținele experimente pe care le-am făcut în sala de clasă. A venit de un profesor cu o bandă de magneziu, i-a dat foc și... Da, așa se... Fotografiile înainte se făceau exact. Principiul ăsta. Și am reținut măcar atât că magneziul este un metal, oxidează violent. Uite ce este oxidarea violentă, uite că focul este oxidare. Mi-au rămas niște idei. Da. Pe frumos, care le-am și astăzi, atâția ani mai târziu. Păi asta e. Asta e în fond toată treaba. Am văzut o chestie într-un film, era foarte interesantă, când îi spunea, uite, te fac și așa și o să dregi și ca să ții minte, japă-i de o palmă. Ca să ții minte ce ți-am zis. Păi da, asta e o soluție. Dar în fine, o palmă într-un sens metaforic, bineînțeles. Nu, i-a dat-o fizic. Bun, în film poți să dai fizic, dar în viața de zi cu zi, vedeți la ce se ajunge. Da, normal. Hai să ajungem un pic înapoi în societate. Și aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre political correctness. Sunteți de acord? Da, sigur. Pentru că dacă tot vorbim despre societatea mediocră, am senzația că mediocrația vrea să preia puterea cu totul. Și mai nou avem acest cancel culture și se anulează orice. Mai nou au început să... Acum au venit la rând personajele de desene animate. Da. Cum procedăm dacă vrem totuși să dăm libertăți tuturor și să avem democrație reală? Să împăcăm, spre exemplu, și căsătorile între persoane de același sex cu religia catolică. Asta e cea mai nouă idee. Mă întrebați pe mine, eu aș fi un rabin, așa, eu n-am o înțelepciune rabinică și n-am răspuns neapărat inteligentă la toate astea. Dar în privința corecțiunii politice, cred că lucrurile stau așa. Ea vine din America. Or, America are în spate o vinovăție. O vinovăție constitutivă. E sclavia. Acolo... Și nu doar sclavia, și genocidul. Da, acolo lucrurile... Ei moștenesc o crimă istorică.
Și întrebarea cum repare asta? Pentru că orice crimă vine într-o zi să... Da, și cum repar treaba asta? Adică e inacceptabil inegalitatea rasială de șanse. E inacceptabil să tratezi o rasă diferit. Asta e inacceptabil. E inacceptabil pentru orice om. E o chestiune profund omenească. Nu putem accepta ca un negru să fie tratat altfel decât un alb. Bun. Ori i-au făcut asta până relativ recent, în vreo 50-60 de ani. Dar n-au făcut-o doar ei. Nu, n-au făcut-o doar ei, dar ei au avut sclavi. Au avut sclavi. Țările din Europa n-au avut sclavi. Am avut robi. Da, noi am avut, într-adevăr. Asta e problema noastră. Am fost ultimii care am eliberat robii. E adevărat asta. Și asta e problema noastră și o problemă pe care trebuie să o avem în față. Adică e o chestiune care nu e ceva... Încă o dată, pentru cine nu știe, România a fost ultima țară la presiunea Franței, nu? Da. Și a Germaniei, care a eliberat cu chiu cu vai, așa, pe ultima 100 de metri, în secolul XIX, ultimii robi. Da, da. Era o situație intolerabilă. În America, însă, chestiunea asta, sclavia, a fost la scară mare și violentă. Și... Așa este. Și după aia se pune problema cum recuperezi, cum te revanșezi, cum pui lucrurile în ordine. Deci e foarte greu. Pleci de acolo. E foarte greu. Faci ca olandezii, pleci din Indochina. Bun, dar aici nu vorba că unde să pleci. Pentru că belgenii, pleci din Africa, din Congo. Bun, dar America, negrii, cum zic eu acum, afroamericanii există acolo, în comunități. Există în comunități care nu au beneficiat de aceleași mijloace cu comunitățile albilor. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-a ajuns dintr-o dorință, dintr-o problemă reală și dintr-o dorință, cred că onestă și justificată, de a pune lucrurile în echilibru oarecare, s-a ajuns la aberații. S-a ajuns ușor la aberații. S-a ajuns și la aberații legate de exprimare. Cuvinte interzise. Da, depinde cum le iei, depinde de context, depinde de o chestiune de discernământ. Eu nu am o soluție, nu cred că există o soluție universală. Pentru că, pe de o parte, sursa corectitudinii politice e reală. Adică pornește la o problemă reală, corectitudinea politică. Problema reală în societatea americană. Iar formele la care s-a ajuns sunt absurde. Formele extreme la care s-a ajuns. Și chiar acum... Probabil că a fost întârziată prea mult și acum vine prea dur. O amplifică tehnologia. E ca un joc, nu? O amplifică tehnologia. Cum te spun? Sunt oameni care supralicitează, vor să ia note tot mai mari la extemporalul principialității. Sunt oameni care vor să... Au un nume. Supralicitează. Social Justice Warriors. Bun, se supralicitează. Dar asta încă o dată nu înseamnă că problema de fond nu e reală. Înseamnă numai că absența discernământului poate crea aberații. Și se ajunge și la aberații. Singura soluție. Bun, e o soluție, o chestie. E totuși o educație umanistă corectă. O educație umanistă bună. Adică nu-mi spune mie... Uite, înainte de alegerile din America, mă uitam la CNN. Așa de curiozitate. Și constatam că toți folosesc o limbă de lemn, aceeași limbă de lemn. Repetă sloganuri. La un moment dat era chestia cu Black Lives Matter. Și la un moment dat vine un tip, un politician, și spune următorul lucru. Ceva în genul ăsta. Că fetiței lui de 3 ani îi repetă în fiecare zi de nu știu câte ori că, bun, ceva cu că negri sunt... Un slogan care era corect. E corect. Dar în momentul în care tu îl repeți unui copil, sunt două posibilități. La 3 ani, dacă îl repeți sub forma asta de clișeu constant, ai două posibilități. Fie ajunge în Ku Klux Klan, fie devine total insensibil. Un lucru din ăsta delicat, care ține în fond de ce e mai adânc în noi. Nu? Asta nu se poate rezolva decât pentru o cultură umanistă bună. Adică tu poți să-l interesezi, spun, să-l înlocuiești pe Shakespeare cu tipul oarecare, da? Nimeni nu te împiedică. Shakespeare poate avea ghinionul lui că a fost alb, că... Dar
Dacă îl... A avut ghinionul lui că a fost alb. Păi, da, din perspectivă contemporană poate fi un ghinion. Nu, și, bun, o spun să fie alb, cu ironie reținută. În anumite situații absurde poate deveni un ghinion. Bun, să fie înlocuit cu un scriitorul X. Problema e alta, e că citindu-l pe Shakespeare, tu ajungi la valorile umaniste și la valorile umane, cu adevărat. Pentru că Shakespeare e un om care a sondat adânc în om. Poți să nu fii rasist în două feluri. Poți să nu fii rasist pentru că te conformezi unor sloganuri, sau poți să nu fii rasist pentru că, într-adevăr, crezi că rasismul e o prostie. Nu, în prima variantă poți să fii un rasist ascuns. Acasă la tine, în mintea da. Ta, important pe grupul tău de Facebook. Important e ca, într-adevăr, să-ți dai seama, ori ca să-ți dai seama, de asta trebuie să ajungi în om. Ori Shakespeare îți oferă o călătorie la adâncul omului. Asta îți face Shakespeare. Shakespeare nu e mare pentru că e alb, sau nu e mare pentru, nu, nu, sau pentru că e engleză, nu. Shakespeare e mare pentru că îți oferă călătoria asta în adâncul omului. Te coboară așa cu un ascensor în puțul ăsta în care sondezi ce se întâmplă în om. Și acolo, de acolo se poate naște în tine o înțelegere a omului. Nu din repetarea unor clișee. Asta vreau să spun. Asta ar fi pentru mine soluția umanistă la chestiunea asta. Și nu forme ridicole în care... Nu, astea sunt prostii. Sloganuri. Da, nu cu sloganurile. Sigur, ele sunt ușor de reținut și probabil că și au și ele funcția lor. Dacă te rezumi la ele, n-ai făcut nimic. Uh-huh. Ajută și un pic de Dostoievski acolo? Cred că da. Da, sigur că da. Orice scriitor, nu. Orice scriitor care ajunge să spună ceva cu adevărat important despre natura noastră umană cea mai profundă, e important să-l pui în cultura ta, să-l adaugi culturii tale, pentru că te ajută să te înțelegi pe tine și să-i înțelegi pe alții. Și atunci discernământul tău crește, te umanizezi. Noi ne umanizăm prin cultură. Câtă vreme citești, te pui în papucii lui. Despre asta e vorba, nu? Că îți dă ocazia să trăiești în papucii lui, da, așa e. Pe durata cărții. Așa și e. Este mult mai ușor să empatizezi cu seamănul tău de altă culoare, și da. De altă constituție și din alt loc, da, așa dacă e. Ai stat un pic în papucii lui și nu, cel mai ușor e printr-o carte. Nu numai, nu numai. Sunt și întâlniri cu alți oameni, sunt lucruri care ți se întâmplă. Dar sigur, cartea e o formă condensată de omenesc. Te atingi de omenesc într-o formă condensată a lui. Și dacă sunt scriitor care știu să o condenseze bine, atunci... E bine să citești. Ce mai citiți? Eu? În afară de știință pentru colecția de la Montes. Vă mărturisesc că în ultimul timp nu am așa multă vreme să citesc. De ce? Pentru că scriu. Vreme sau chef? Nu, nici timp. Cu cheful e altceva. Dar nu, simt că în pandemie ni s-a tăiat cheful de tot. De multe nu, lucruri. Nu. Pentru mulți pandemia a fost o șansă să citească și ei. E și ceva periculos cu pandemia asta, pentru că am citit că în Franța a crescut productivitatea muncii cu 22%. Asta e periculos. Pandemie. Da, nu, e periculos că ne îndepărtează de contactul cu semenii, care e important nu în virtutea productivității, ci în virtutea unor relații că normale de care avem mai nevoie. Mult decât să interacționăm. Da, aia e altă treabă. E foarte bine că muncim, dar e foarte periculos ca totul să se rezume la niște like-uri și la... Dar nu e vorba de chestia asta. Din cauza anxietății de pandemie și a oboselii pandemice, se pare că a și scăzut natalitatea, a dispărut cheful de a mai face lucruri și a devenit la un moment dat umbla o vorbă foarte interesantă, zice, după pandemia asta, cred că o să stau un pic acasă să mă liniștesc. Da, am văzut asta. Fiecare... Pentru scriitori cred că e mai ușor, nu? Că oricum sunt mai introvert. Nu, mai... Da și nu. Da, pe de altă parte simți nevoia unui contact periodic cu restul lumii. Chiar dacă tu ai în minte să scrii ceva și sigur e un timp pe care l-ai. Și e foarte greu să citești mult în timp ce scrii. Nu e un lucru... Adică, nu ai anumite lucruri poți citi lucruri care să nu interfereze negativ cu ce scrii tu. Adică... Așadar, ați citit mai mult în ultima vreme? Nu, am citit mai puțin în ultima vreme. Am încetat ține nouă de citit. Păi eu vă recomand cărțile de știință, de la acum, Anita, asta e. Le luăm repede un pic la mână? Sigur. Avem o mică selecție aici.
Ia să vedem. Eu le pun pe tarabă și ne-a să-mi spuneți de ce. Uite, Stephen Hawking chiar e un personaj care a devenit un simbol al științei. E, și asta e o carte pe care el a... Bun, a apărut după ce a murit el. Pe baza întrebărilor pe care le-a primit, răspunsurile pe care le-a dat, sunt o carte care fusese deja schițată și puse cap la cap textele care urmau să o construiască, au dat cartea asta, Scurte răspunsuri la marile întrebări. E o carte în care vezi că și despre inteligența artificială, despre călătorii în spațiu, despre ce vezi dumneavoastră. O să mă simt mai deștept după ce o citesc. Da. Asta e o carte a lui Jim Al-Khalili despre ipoteza extraterestrilor. Pasionații de vor găsi aici o analiză a posibilităților de a se întâlni sau pentru că există, extraterestri există, știm asta. Foarte a zis și NASA, a zis și Statele Unite, au zis să existe, e extrem de probabil să existe, da. Dacă vom și ajunge să intrăm în contact cu ei, asta e o problemă mai delicată. Eu cred că suntem un pic înapoiați ca să stea de vorbă cu noi. Adică ei au apărut până acum, dar n-am avut încă o discuție cu ei la televizor, pentru că își dau seama, bă, ăștia încă mai au un pic de evoluat. Vedeți, trebuie să așteptați pe cineva mai inteligent. În studiul dumneavoastră, vreau să spun. Închipuiți-vă că vine un extraterestru care vă spune lucruri minunate. Da, acum, mă opresc un pic aici, chiar am o curiozitate personală și să-mi spuneți dacă aberez. Noi vedem Universul pe bază de lumină, da? Se reflectă lumina pe corpul ceresc care călătorește niște milioane de ani până la noi ca să vedem noi până acolo. Și noi vedem, practic, în trecut. Da. Folosind aceeași tehnologie, teoretic, așa ne văd și pe noi extraterestri. Problema e că noi suntem un pic prea recenți ca ei să ne fi văzut de la distanțe foarte mari. Revoluția industrială, ultimii 200 de ani, când facem noi lumină artificială. Așa e. Și atunci, dacă ne-au văzut în ultimii 200 de ani extraterestrii pe noi, folosesc altceva decât lumină și călătoresc mai repede decât lumină. Da. Am și o întrebare bună pe ziua de azi. Aici există ipoteza călătoriei prin găuri de vierme. Deci nu o negați. Nu. De ce zonă e? Nu, atât dacă ea presupune niște dificultăți de ordin teoretic și tehnic care deocamdată par foarte mari. Dar nu pentru extraterestri, care au fost aici și apar pe registrări ale Armatei Statelor Unite, care le-a dat publicității fix acum în pandemie, când nu le-a băgat nimeni în seamă. Bun, acum eu nu pot să vă contrazic și aici dați-mi voie să rămân sceptic. E structura mea. Dar de ce ne-ar minți guvernul? Așadar. Nu știu de ce ne-ar minți. Asta e cartea lui Cristi Presură. Clar. Cristi Presură, care a fost la noi la ghișeul întrebărilor tâmpite, așa am spus noi, a pus întrebări despre cum se scarpină un dinozaur sau cum face duș. Am mai pus și întrebări un pic mai deștepte. Da. Care e diferența dintre un copil și un laptop? Da, asta e cartea lui, e o carte în care vorbește, în care își spune de fapt cum vede lumea. De la chestiuni care țin de fizică, la chestiuni care țin de minte, de... La probleme religioase, s-a confruntat și el cu întrebări religioase și e o carte care vi-l descrie minunat pe Cristi Presură, un fizician remarcabil, autorul cărții și care e pe internet, are și pe social media. Da, da, știu, e foarte activ. Oliver Sacks, Fluviu Conștiinței. Oliver Sacks este unul din oamenii la care țin cel mai mult. Am și corespondat cu el. Serios? Da. El a fost neuropsihiatru și a murit acum câțiva ani. El m-a și încurajat să scriu o carte de eseuri acum mai mulți ani. El e autorul unei cărți celebre, Bărbatul care își confunda soția cu o pălărie. Un om foarte bun și foarte inteligent. Un om care a știut să vadă în pacienții lui ceva ce alții n-au putut să vadă. E o figură unică printre autorii cărților de știință. Neuroștiința e foarte la modă zilele astea. Da, pentru că pune niște... S-au descoperit lucruri remarcabile. Da, asta e iarăși o carte al David Eagleman. El a scris și o carte despre creier. E vorba despre dezvoltarea minții noastre. Ok. E din domeniul neuroștiințelor care, cum ați spus și noastră, L-am avut și pe Paul Olteanu, care a citit câteva sute de din astea. Cred că el l-a și citit. Da. Asta e, cred că e de sezon. Toma Pătrașcu, da. El a scris o carte despre epidemii. Și vaccinuri.
ideea lui a fost... Coincidență, nu cred. Ba da. Ideea lui era mai veche, înainte să înceapă pandemia. Și l-am încurajat să scrie carte, o carte remarcabilă. O carte foarte bine documentată și se citește cu multă plăcere. Despre povestea pandemiilor și a vaccinurilor. Foarte interesant. Da. Uite, spre exemplu, bunica mea a trăit toată viața cu un picior mai scurt, poliomielită. Pentru care toți avem câte un vaccin și am trei vieți mai bune datorită acestor vaccinuri. Asta e cartea unui fizician, Max Tegmark, despre inteligența artificială. El privește inteligența artificială ca pe viața 3.0. Adică viața biologică elementară e viața 1.0, apariția omului, adică omul însemnând că ceea ce ne-e dat nou biologic e completat prin cultură. Da? Deci noi suntem mai mult decât genele noastre. Noi suntem și genele noastre culturale, cum le-a numit Dawkins meme. Noi suntem mai mult decât biologi. Noi depășim prin cultură biologicul. Nu, dar s-a dovedit științific că peste bagajul genetic există un bagaj supragenetic, experiența anterioară de viață a părinților se transferă chiar la copiilor. Aici am anumite îndoieli. Dar în fine, în orice caz, aici vorbim despre inteligența artificială și începe cu un scenariu science fiction în care o inteligență artificială preia controlul și își pune problema în ce măsură putem stăpâni inteligența, o putem folosi în scopuri bune. O inteligență artificială care ne depășește cu mult puterile poate deveni benefică pentru noi și asta nu malefică. Asta e destul de ușor să ne depășească pentru că noi suntem finiți. Noi suntem un animăluț care acum 300.000 de ani a început să vorbească. Da, și mai mult decât atât. Vedeți, creierul s-a dezvoltat prin cârpăceală. Da. Anumite zone din creier care au fost folosite la funcții, să spunem, de strămoși îndepărtați, la funcții banale, sunt refolosite de om la funcții mai înalte. Și atunci, dar creierul e rezultatul unei evoluții biologice, prin selecție naturală. Dar tu când proiectezi de la zero, poți proiecta o inteligență care să depășească creierul. Exemplul pe care îl dă Max Tegmark și un exemplu bun e că noi am construit la început avioane. Abia foarte recent am construit păsări mecanice. Da? Că evoluția biologică a condus spre păsări, da, asta e situația. Dar acum, liniile aeriene nu construie niște păsări mecanice în locul avioanelor. Noi folosim avioanele, care sunt un mijloc de deplasare prin aer mult mai practic decât o pasăre mecanică. Pe baza tehnologiei existente. Pe baza tehnologiei existente, bineînțeles. Dar nu, asta nu schimbă, adică noi nu vom reveni să construim niște păsări mecanice în loc de avioane. Vom folosi tot niște aparate de zbor, dar care nu vor imita păsările. Așa cum inteligența artificială nu va imita creierul uman. Asta e o prostie. Okay. Inteligența artificială și are propria ei dezvoltare care nu trebuie neapărat să treacă prin evoluția biologică complicată a creierului uman. Pe mine mă sperie că ar putea să aibă interese divergente cu noi. Asta e toată chestia. Păi asta e o problemă pe care și-o pune Max Tegmark în cartea asta, Viața 3.0. De citit. Și ultima paralelă la inteligența artificială, poate facem noi în hibrid cu ea, ne punem noi într-o pasăre din asta tehnologică și plecăm să explorăm lumea din înaltul cerului, că toți visăm să zburăm. Da, nu e mai simplu să vă urcați într-un avion? Zilele astea? Nu! Acum, da, da. Repede. Franz de Waal. E mama, ultima îmbrățișare. Da, e un olandez care a trăit, e un etolog, s-a ocupat de comportamentul animalelor. Și este cea mai mare personalitate din etologie. El vorbește despre umanitatea existentă în animale, într-un cimpanzeu. Ci un profesor care era prieten de 40 de ani cu un cimpanzeu femelă, intră într-o legătură, e o îmbrățișare umană între ei. Și el vorbește despre felul foarte asemănător în care simt animalele și oamenii. Despre umanitatea animalelor. Și nu e vorba doar de sentimente, mai nou e vorba și de inteligență. E un mare autor, Franz de Waal. Noi am scos cărțile și celelalte cărți ale lui sunt excepționale. Da. Ținem foarte mult să publicăm pe Franz de Waal. Acum câteva zile s-a anunțat că a trecut un test de inteligență pentru copii, o caracatiță. Da. De ce nu? De ce nu? Da. Este o carte care a stârnit discuția aprinsă în comunitatea fizicienilor. E cartea unei fizicene
Nemțul aici, da, bine, Hossenfelder. Rătăciți printre formule în titlul engleză e Lost in Math, dar e trimiterea la filmul Lost in Translation. Da, da, da. Rătăciți în matematică, rătăciți printre formule. Da, și cum era traducerea românească, rătăciți printre cuvinte, am mers pe varianta asta. E o carte despre felul în care frumusețea formală îi poate zăpăci pe fizicieni. E o carte despre criza în care, pe care trece fizica teoretică actuală. În care, da, poate fi citită și de oameni obișnuiți. Da, absolut. Pentru că dincolo de miza strict științifică, aici e vorba de altceva. E vorba că ai niște idei preconcepute și idei în care crezi foarte tare. Ori ideile astea, de multe ori se întâmplă să-ți întunece judecata. E foarte greu să renunți la ele în ciuda unor dovezi că lucrurile nu stau chiar așa. Ok. Ultima de pe masă. E o carte despre... E o carte a unui astronom francez care... a făcut o cartografiere a Universului la scara cea mai mare și este povestea felului în care arată Universul la scara cea mai mare. Așa cum îl vedem noi. Atâta cât putem vedea noi, într-adevăr. Pentru că noi vedem, de fapt, în trecut. Noi vedem în trecut, da. Vedem în trecut. Vedem cu 13,8 miliarde de ani în urmă la limită. Ăsta este orizontul astronomic. Exact. Oare ce s-o fi întâmplat între timp și n-am văzut? Care ar fi cel mai interesant lucru care s-ar fi putut întâmpla și nu l-am văzut încă? Dar se întâmplă acum undeva aproape. Păi din punct de vedere fizic, bun, se pot petrece lucruri spectaculoase, dar noi constatăm că Universul e relativ omogen, că lucrurile sunt arată, Universul arată cam la fel, indiferent în ce direcție privești. Uh-huh. Și Universul arată cam la fel din orice punct privești. Cum ar veni invariant la translație și la rotație. E plictisitor? Simplu spus. Nu e chiar plictisitor pentru că nu e perfect omogen. Pentru că dacă ar fi perfect omogen, nu ar exista nimic. Oare există roiuri de galaxii, galaxii, sisteme solare și așa mai departe. Și găuri negre. Și găuri negre, da. Cel mai spectaculos lucru ar fi totuși o formă de viață inteligentă. Cam asta ar fi. Adică, așa văd eu, dar probabil că pentru o formă de viață inteligentă s-ar fi ceva și mai inteligent decât atâta. Și poate că ar fi atât de inteligentă încât n-ar avea nevoie să stea într-o carcasă de mamifer. Dacă e rezultatul unei evoluții, mă rog, biologice în sens foarte general, și dacă a ajuns foarte departe, e posibil să-și fi părăsit carcasa. Pentru că dacă noi am fi fost nemuritori, te spune, e o ipoteză stupidă. Adică e groaznică nemurirea. Mie mă înspăimânta să trăiesc la nesfârșit. Vă sperie singurătatea, de fapt? Nu, adică văd prea multe lucruri. Mai ajunge la un moment dat. Hai să trag geluzele, să le cobor. Da, vă dau memorie nelimitată. Sunt greu de cântărit avantajele și dezavantajele. Eu vă mai curând dezavantaje. Ok. Dar, admisând chestia asta, cam trăi nelimitat, bun, am putea călători, am putea vedea lucruri spectaculoase, am putea, depinde, să înțelegem eventual cum stau lucrurile, am asistat la unificarea gravitației cu mecanica cuantică, ceea ce ar merita. Adică ar merita să trăiesc până atunci. Știi? Asta vreau să zic. Sunt curios. Știi, zici că te duci. Bine, te duci. Oricum, singularitatea o prindeți. Dar ai vrea să tragi cu ochiul puțin. Să mai faci... Mai vezi câte ceva din ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Mie mi-ar plăcea să ne mai vedem. Păi nu știu dacă le-ar plăcea și celor care se uită la dumneavoastră. O să aflăm acum. Și eu vă garantez că o să aveți succes printre ei, pentru că suntem tot atât de... Hai să fim autoironici. Asta ne salvează mai ales pe ăștia care nu reușesc să citim la fel de mult. Dar eu cred că sunt oameni care au obținut ceva valoros din discuția asta și cred că am putea să explorăm și niște chestii un pic mai aplicate. Mie mi-ar plăcea, spre exemplu, să explorez ce se întâmplă dincolo de singularitate și o discuție întreagă. Aici nu știm. Nu știm și nici singularitatea, să știți că nu există, de fapt. Acum vă spun, nu există. Adică ar trebui să nu existe. Ar trebui să ne existe. Adică nu poate să existe. Devenit vine. Nu, stați un pic. Nu poți opri o tehnologie care i-a venit timpul, ca să nu zic o idee. Și eu cred că o să vină... Singularitatea, vă referiți la inteligența artificială, nu la singularitatea. Acolo, da. Nu. Iertați-mă, credeam că vă referiți la o chestiune de ordine matematic. Nu sunt atât de... Da, da. Acolo, da. Asta se va întâmpla fără discuție, da.
Da. Și o să o prindem. Și să vedem ce facem cu ea atunci. Dumneavoastră, da, eu... Păi n-a zis 2035 și vine tot mai aproape. Mă îndepărtesc și eu de el. Da, în fine. Speranța de viață a crescut în România. Și coronavirusul a crescut. Da, dar vă vaccinați curând și o să fiți bine. Sunteți în categoria de risc. De ce nu v-ați dus? Nu sunt în categoria de risc. Îmi pare rău. Nu sunteți, a, nu sunteți. Nu 60, sunt încă în categoria 65 e categoria de risc. Și am ratat. Da. Da. Ați ratat. Am ratat categoria de risc. Îmi place. Deci sunteți, eu cred că așa cum v-ați dus în beletristică mult și scrieți romane, cred că ați putea totuși să mai încercați și cu un scenariu de film. Nu mi se potrivește. Un interstellar românesc care să aibă și umor. Nu mi se potrivește. Și oricum, asta e treaba americanilor, interstellar. La noi sunt alte chestii. Și facem filme bune, mă bucur. Noi facem filme bune. Slavă Domnului. Da. Vă plac filmele românești? Da. Ok. Vlad Zografi, coordonatorul, așadar, colecției de știință de la Humanitas, dar și el autor. Și căutați-l. Pe mine m-a frapat prima dată. Căutați-l pe audiobook-uri, spre exemplu. Pe mine m-a frapat vocea lui în colecția în cartea cu mai mulți autori, practic, Cum să fii fericit în România. Acolo, da. Când v-am auzit vocea prima dată, trebuie să recunosc. Mi s-a părut foarte interesant. E, pentru că fumez mult, da. Cred că aveți și timbru natural. Dar a rezistat alături de noi fără tutun, aproape 2 ore. Sper că ați rezistat și voi și dacă ați ajuns până aici. Știți ce aveți de făcut? Știți cum e pe internet? Trebuie să dea like acum. Mă rog. Dați-ne un like ca să ne validați că existăm. Un share să vadă și alți prieteni ca să dea și ei like ca să ne valideze că existăm și că suntem relevanți. Și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja ca să le dați like și data viitoare. Nu? Nu știu. Voastră știți mai bine. Eu zic chestia asta. Și cam atât pentru astăzi. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine. Toate cele bune.